Aparate Rafale și în jur de 40 de militari francezi au fost săptămâna aceasta în misiune în România. Piloții din Hexagon s-au antrenat cu piloții români de F-16 din baza aeriană 86 Fetești. De când Rusia a atacat Ucraina, aici sunt în permanență avioane ale aliaților venite să sprijine misiunile de poliție aeriană. Acum o lună, americanii au trimis la Fetești 4 avioane F-16 și 100 de militari de la o bază din Germania. A fost un gest politic al Statelor Unite. Bineînțeles, elementul militar constă în patrularea, participarea la acel Enhanced Police, este misiune extinsă de poliția aeriană. În prezent, România are o singură escadrilă de avioane F-16. Forțele aeriene au mai cumpărat 32 de aparate de acest fel din Norvegia. Acestea vor ajunge în țară începând cu sfârșitul anului. Cu aceste F-16 pe care le avem, cele de Norvegia sunt mai performante decât cele luate din Portugalia, vom asigura misiunile de bază, se deschide o cale de evoluție a aviației române în ansamblu ei. Prin 2025-2026, România va avea operaționale 3 escadrile de F-16 cu 49 de aparate în total. Ministerul Apărării a anunțat că vrea să cumpere și 32 de avioane de generația 5-a F-35, care ar urma să intre în dotarea forțelor aeriene după 2030.